Sunt Cristina Munteanu, bun găsit la 7 zile în Argeș, emisiunea sinteză evenimentelor săptămânii care s-a încheiat. În Lărești, din cauza că a fost depășit cu mult numărul de urși pentru suprafața existentă, aparițiile animalelor în comunitate sunt din ce în ce mai frecvente, în locuri din cele mai neprevăzute. 4 exemplare au sfârșit pe calea ferată călcate de tren. Aparițiile urșilor în comunitățile din zona Mușcel sunt tot mai frecvente, iar pagubele sunt însemnate. Oamenii au depus cereri pentru despăgubiri la prefectura Argeș, iar prefectul Emilian Dragnea le-a propus ca soluție montarea gardurilor care să le împrejmuiască gospodăriile. La Lărești, situația începe să se rezolve fără voie. 4 animale au fost călcate de tren în numai o lună. Cel mai recent caz este cel petrecut la sfârșitul săptămânii trecute într-o zonă locuită. Ursoaica încerca să treacă peste calea ferată venind dintr-o grădină, dar cei 2 pui ai săi au fost loviți de un marfar. Măsurile pe care le-am luat noi ca și OATE, ca și din partea Comunei Lărești, am anunțat Direcția de Sănătate Publică, ITRSB-ul și administratorul fondului de vânătoare, în speță cei de la Carpatia, care la rândul lor a convocat toată comisia, s-a constatat că au fost călcați de trei și după care am făcut un proces verbal de constatare și au fost îngropați după normele care le-au dumnealor. Situația privind înmulțirea urșilor este din ce în ce mai rea. În Mușcel nu trece o zi fără ca animalele să nu-și facă apariția în preajma gospodăriilor. Peste 9.000 de porci au fost sacrificați săptămâna trecută la o fermă din Slobozia după ce s-a dat alarma de pestă porcină. Este cea de-a doua fermă din comunitate unde a fost confirmat virusul. Autoritățile nu înțeleg cum a pătruns virusul în unitate în condițiile în care, în ambele cazuri, s-au îndeplinit toate măsurile de biosecuritate. La nivelul județului Argeș a fost înregistrat un nou focar de pestă porcină la o fermă tot din comuna Slobozia. Peste 9.000 de porci au fost sacrificați. Este al doilea caz de exploatație comercială care se confruntă cu această problemă. La ora actuală, personalul societății este în faza în care a trecut la igienizarea și dezinfecția și dezinsecția fermelor, celulelor în care s-a constatat acest focar și urmează procedura stabilită, însușită și dictată de către Agenția Națională de Autoritatea Națională de Sanitate Veterinară și Siguranță Alimentelor. De asemenea, întreg personalul la dispoziție al societății și al Direcției Sanitar Veterinare a județului Argeș urmăresc îndeplinirea acestor pași a întregii proceduri. Prefectul Emilian Dragnea nu înțelege cum s-a ajuns la acest focar de pestă porcină la cele 2 ferme, având în vedere că acestea au îndeplinit toate măsurile de biosecuritate. Toată lumea așteaptă să se depisteze această cauză. De asemenea, din discuțiile purtate de către conducerea Direcției Sanitar Veterinare Argeș la nivelul autorității naționale, și acolo există același interes pentru o astfel de fermă. Pentru că dacă în urma cercetărilor care s-au făcut la celelalte județe au existat niște cauze, ori porcul mistreț, ori contactul apropiat cu zona Tulcei, Delta, da? Ori micul negoț cu purcei veniți din zona infestată. Ori aici e exclus așa ceva și, repet, în condițiile în care n-a fost înregistrat niciun focar de pestă porcină africană la nicio gospodărie țărănească din arealul respectiv. Tâlhărie într-o sală de jocuri din cartierul Trivale, unde un bărbat a lovit-o pe casiera sălii, apoi i-a luat banii și a fugit. A fost acționat butonul de panică, iar firma de pază a venit rapid la locul comiterii infracțiunii. Individul apucase să fugă. Se pare că bărbatul ar fi un client fidel al sălilor de păcănele. Anchetatorii au stabilit că suspectul care a intrat în sala de jocuri nu era mascat și ar fi intrat în clădire cu intenția de a-i cere angajatei să-i schimbe o sumă de bani. În momentul în care femeia a deschis o borsetă pentru a îndeplini solicitarea, bărbatul a lovit-o și a fugit. Firma de pază a ajuns în 2 minute de la acționarea butonului de panică. Butonul de panică a fost acționat de către angajata cazinoului, deoarece o persoană de sex masculin
a tâlhărit-o, a agresat-o fizic, i-a sustras o sumă de bani din mână, după care a fugit. A fost lovită? Din spusele angajatei, da, a fost rândită la pământ și lovită cu piciorul. Noi am găsit-o în stare de șoc. Am anunțat poliția și la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, plus 3 echipaje de intervenție de la firmă de la noi. Angajații sălii de jocuri care urmau să intre la serviciu spun că în momentul în care au ajuns, au găsit poliția la cercetări. A venit la ea, a pus-o jos, ceva de genul ăsta. E un loc de muncă periculos? Nu este periculos, dar tot felul de nebuni, de oameni care nu gândesc ce fac. În amiază mare să se întâmple așa ceva, este ceva wow, adică și aici este un cartier care toată lumea merge în fiecare zi. E circulat. Circulat, exact. Din primele date, un bărbat ar fi pătruns în incinta sălii, de unde, prin întrebuințarea de violențe, a sustras operatoare o sumă de bani. La acest moment se desfășoară cercetări în vederea identificării autorului. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au început cercetările pentru a-l depista pe autorul infracțiunii de tâlhărie. A fost alertă în Argeș după ce miercuri un deținut a evadat. Bărbatul în vârstă de 24 de ani era încarcerat la penitenciarul Mioveni. A fost dus la un centru medical din Pitești pentru investigații. A profitat de un moment de neatenție din partea gardienilor și a sărit pe geam. S-a făcut nevăzut. Deținutul a evadat în timp ce se afla la Centrul de Diagnostic și Tratament din Pitești pentru investigații medicale. Bărbatul din Comuna Miroș se afla la radiologie, fiind suspect de TBC. A sărit pe geam de la etajul 1 al clădirii și a dispărut înainte ca gardienii să își dea seama. Au fost alertate forțele de poliție și jandarmerie, fiind formate echipe pentru căutarea lui. Tânărul era încarcerat de o zi în penitenciar și urma să ispășească o pedepsă de 2 ani și o lună de închisoare pentru lovituri și alte violențe. Anterior, bărbatul a mai avut o condamnare cu suspendare sub acuzația de conducere fără permis. Polițiștii au făcut filtre la toate ieșirile din oraș și l-au căutat în zonele în care tânărul ar fi putut să se ascundă. În urma căutărilor, oamenii legii din cadrul secției de poliție rurală Albota au depistat bărbatul evadat după o zi pe un teren viran pe raza localității Albota. Pentru prinderea acestuia a fost efectuat uz de armă fără a fi rănite persoane sau provocate pagube. Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru luarea măsurilor legale care se impun. Prevenția rămâne cea mai bună modalitate în vederea evitării evenimentelor nedorite. Alcoolul nu te face mare este campania derulată și la Pitești în rândurile tinerilor de liceu. Prin diferite acțiuni interactive, polițiștii își doresc să transmită importanța conștientizării efectelor consumului de alcool. No. Și ăștia sunt pe timp de aici. O să vedem și cum se cere pe timp de noapte. O să pune tot pe colegul ca să... Și faceți la domnul ăsta, vină de la mine. Lasă-mi ce arăt. Ce comentă să facă de aici, așa? Îl sper, da? El vezi, mai bine la urmă. Nu e la fel, în niciun caz. Ei, gândiți-vă că ați fi la volan, da? Gândiți-vă că ați fi șofer, pentru că peste 2-3 ani mulți dintre voi o să vreți să fiți șoferi. Și imaginați-vă că în loc să vedeți o mașină în față, vă vedeți mai așa. Cum e? Sau pe bicicletă, da? E un stâlp în fața voastră. Păi în față sau e lateral? Întrucât consumul de alcool este una dintre principalele condiții favorizante atât în cazurile de delicvență cât și de victimizarea minorilor, campania Alcoolul nu te face mare capătă o nouă amploare. Această campanie este dezvoltată ca un program coerent care ia în calcul factorii cheie predictive ai consumului de alcool în rândul tinerilor și susține prevenția prin participarea în activitățile organizate în timp liber, timpul petrecut cu părinții, activitățile de relaționare la școală și implicarea autorităților locale. Acțiunea de astăzi face parte din campania Alcoolul nu te face mare, o campanie inițiată de Asociația Berarilor din România în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației. Această campanie se desfășoară în 5 județe, astăzi fiind rândul județului nostru, și ne dorim să conștientizăm tinerii asupra efectelor negative ale alcoolului. Activitatea este una interactivă și elevii au fost extrem de interesați de aceste activități. Oprește-te!
Okay, de jos. Și acum explică colegilor tăi cam cum a fost. Păi, nu pot să vă văd perfect. Deci, i-a afectat tot ce înseamnă mediul conjurător, da? Da, nu. Deci, dacă conduci bicicletă, de exemplu, că la vârsta ta conduci bicicletă, dar poți să conduci, da? Da. Oricum, mediul înconjurător este total distorsionat. Mulțumim mult. Și gândiți-vă că cel mai e cel mai frecvent o prajă de a consuma alcool sunt noaptea. După ce consumați, așa se întâmplă. Elevii au nevoie să conștientizeze consecințele sociale, juridice și medicale asociate consumului de alcool. Pe lângă activitățile interactive, sunt puse la dispoziție și materiale de suport, afișe, pliante, ghiduri, precum și diverse obiecte promoționale. Pe 8 noiembrie, campania Alcoolul nu te face mare se oprește la Brașov. Moment festiv, în cadrul batalionului 33 Vânători de Munte Posada, au fost marcați 103 ani de existență pentru militarii specializați în lupta pe teren muntos în condiții extreme de climă. Vânătorii de munte, trupe specializate în lupta în teren muntos în condiții extreme de climă, au împlinit 103 ani de existență. Cu această ocazie, batalionul 33 Vânători de Munte Posada au organizat un eveniment festiv la unitatea militară din Curtea de Argeș. Și noi la război, cu fii toți eroi, vom lupta până la moarte, să apărăm acest pământ. Ziua Vânătorilor de Munte marchează constituirea în anul 1916 a primului batalion de vânători de munte din Armata Română. Unitățile de vânători de munte au rolul de a desfășura operații independent și în cooperare cu celelalte forțe, în teren muntos, împădurit, în zone greu accesibile, în orice condiții de timp și anotimp. Trupele de vânători de munte au participat activ la luptele din cele două războaie mondiale și la misiunile internaționale din Kosovo, Irak și Afganistan. În cadrul evenimentului, alocuțiune au ținut primarul de la Curtea de Argeș și comandantul batalionului 33 Vânători de Munte. Trupele de vânători de munte au fost întotdeauna o forță foarte bine pregătită și începând cu toamna anul 1916, lucrătorii din aceste trupe s-au dovedit foarte eficienți și capabili în a-și îndeplini misiunea de apărare a țării, atât în timpul primului război mondial, cât și în cel de-al doilea război mondial. Prin curajul, pricepera și puterea de sacrificiu au demonstrat că sunt capabili de a asigura securitatea poporului român prin îndeplinirea la standardele înalte a misiunilor pentru care au fost destinați. Această zi reprezintă un moment de cinstire în lumea aerilor de vânători de munte, care au luptat și s-au jertit de-a lungul anilor pentru promovarea și apărarea idealurilor națiunii și statului român. Eveniment rutier soldat cu însemnate pagube materiale produs pe raza comunei Stoienești, un conducător auto a ajuns cu mașina într-un stâlp din lemn după ce a pierdut controlul asupra mașinii. Evenimentul a avut loc joi după amiaza. Șoferul se îndrepta dinspre Târgoviște spre Câmpul Lung și la un moment dat nu a mai avut control asupra mașinii. Omul le-a spus polițiștilor că nu a mai putut stăpâni mașina, asta pentru că probabil s-ar fi defectat ceva la sistemul de direcție. Autoturismul a ieșit de pe sensul de mers, a rulat pe contrasens, apoi s-a oprit într-un stâlp de lemn care se afla în afara părții carosabile. Din fericire, din sens opus nu venea niciun alt autoturism. În urma impactului, mașina a fost avariată, stâlpul s-a rupt, însă șoferul a scăpat nevătămat. Sosit la loc evenimentului, am constatat că un autoturism a intrat în coliziune cu un stâlp stradal de susținere a cablurilor de telefonie, internet. Polițiștii ajuns la fața locului l-au amendat pe șofer, iar pagubele materiale produse vor fi suportate de asigurarea auto pe care acesta o avea la mașină. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Roboți ce vor putea fi folosiți în construcție au fost creați de elevii unor licee din Argeș. Adolescenții se pregătesc pentru o competiție ce va avea loc în America. Tema este ridicarea imobilelor pe alte planete. Profesorii spun că, făcuți la dimensiune mare, roboții sunt viitorul construcțiilor. Elevii din Argeș care s-au înscris în concurs le-au arătat mai întâi proiectele lor unor alți colegi. Robotul cel mai avansat aparține echipei de la Câmpul Lung Mușcel, care a reprezentat România în Statele Unite anul trecut. Atunci au concurat cu Mugurel, iar anul acesta au creat-o pe Măgura, un robot ce poate fi folosit pentru a ridica o casă. Tema de anul acesta avem
chestia cu skystone-urile și cu construirea unui oraș nou pe o planetă extraterestră și avem misiunea de a aduce minerale noi și a construi și a exploata o planetă nouă. Până la competiția mare, la națională, acest robot care arată acum așa o să fie asemănător, chiar, poate chiar identic cu cel mare și o să facă aceleași task-uri, o să fie la fel de bun, la fel de eficient. Un roboțel ce poate pune cărămidă peste cărămidă a fost gândit de elevii din Pitești. Poate construi la fiecare două secunde și, proiectat la dimensiune mare, este capabil să ridice un bloc. Din controller poate să-l și scoate, să-l mute în altă parte. Pentru că asta trebuie să facă sezonul acesta. Să ia cuburi, să le mute și să facă turnuri. E o piesă de Lego mai mare. Impresionați de performanțele adolescenților, elevii mai mici au cerut să se înscrie și ei în club și au venit cu idei diferite despre roboții care să-i ajute la școală sau în viața de zi cu zi. Ai face un robot care scrie? Da. Scrie și teme? Da. Și în clasă, pentru că uneori nu prea apucăm să scriem. Eu, dacă aș face un robot, cred că l-aș face dansator. De ce? Îmi place așa, să văd lumea cum dansează. Eu nu mă pricep la dans, dar mi-ar plăcea să danseze. Am început competiția în anul acesta în septembrie. Cu bucurie am aflat că numărul echipelor din Argeș s-a mărit și îi onorăm, suntem onorați că Brătianu va reprezenta, va fi și ea parte în acest proiect. Evident că așteptările noastre sunt mari, având în vedere ceea ce am reușit să realizăm anul trecut competițional, calendaristic totul anul acesta a fost, și mergem cu încredere că ai noștri copii vor duce la bun sfârșit toate proiectele pe care le vor începe. La competiția trecută, elevii din Câmpul Ungmășcel au fost la un pas de locul întâi în Detroit. Din păcate, un alt robot din concurs a rupt brațul robotului românesc, iar americanii au avut un echipament mai rapid. S-a stins unul dintre cei mai buni ambasadori ai României, maestrul coregraf Dorin Oancea, fondatorul Festivalului Internațional Carpați, fondatorul celebrului ansamblu Dorul, coordonator a 10 de formații și ansambluri, formator de instructori și coregrafi, autor a multe volume dedicate istoriei dansului și doinei românești. Dorin Oancea a fost distins cu cetățean de onoare al Argeșului, fiu al Argeșului și Mușcelului. UNICEF i-a acordat medalia de argint în domeniul jocului popular, iar orașele franceze Beauvau și Noeul-les-Mines l-au declarat cetățean de onoare. Dorin Oancea, după părerea mea, este personalitatea completă a dansului popular tradițional din Argeș-Mușcel. Cred că este unul dintre cei mai reprezentativi maestri coregrafi la nivel național. L-am cunoscut foarte bine în Casa Creației Populare Argeș timp de aproape 20 de ani. Am lucrat în cadrul multor spectacole. Era genul de om care își dădea sufletul să realizeze ceea ce și-a propus. Venea cei drept și dintr-o comună de la Cerbureni, de pe Valea Argeșului, dintr-un sat de acolo, de munte, un om cu mult bun simț, un om cu o eleganță și un rafinament aparte. Nu spun câte sfaturi, câte lucruri bune ne-a dat, ne-a ajutat în toate lucrurile pe care noi încercam să le realizăm. Fondator al ansamblului Doru, a nenumărate ansambluri din județul Argeș, diferite deprinderi care erau până în 1989, dar și după 1989, unde era chemat acolo, mergea tocmai pentru a da acest sfat, pentru a-i sprijini pe cei care plecau în această taină a dansului, în această zonă, încercau să se inițieze în această zonă a coreografiei. În ultima parte, toate energiile domniei sale au mers către ansamblul Doina Bascovului și acolo a realizat iară lucruri extraordinare. Ansamblul Doru i-a continuat această muncă Cătălin Oancea, fiul lui, și au făcut-o extraordinar, pentru că iată, formau o echipă și așa au reușit să transmită și să totodată să adune generații întregi de dansatori care să promoveze așa cum se cuvine muzica tradițională. Am fost martor la 50 de ani de Centrul Creației Populare Argeș, când ansamblul Doru a avut o reprezentație
extraordinară. Martor la 60 de ani de activitate, atât a ansamblului Doru, cât și al instituției Centrului Creației Populare Argeș. Iată, dansatori neînsuflețiți transmiteau acest mesaj al artei coreografice, iar Dorin Oancea se distingea, era acea personalitate care aducea reușita în cadrul spectacolelor pe care domnia sa le realizează. Fie țărâna ușoară și cred că acolo în ceruri va continua această muncă de aici, de pe pământ. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii de știri. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim la știri, la revedere. Rămâneți cu Antena 3.